Continuăm emisiunea Cocktail și vorbim acum despre cardurile de sănătate. Doamna doctor, carduri de sănătate pe care ar trebui să le folosim de la 1 mai, în sfârșit, după nenumărate amânări. E adevărat? Probabil. De fiecare dată, nici acum nu suntem siguri. De fiecare dată suntem anunțați cu o nouă dată. Este posibil de la 1 mai. Și am înțeles că deja aproximativ 200 de buzoieni au rămas fără carduri pentru că le-au pierdut sau le-au blocat. În momentul în care le-au blocat sau le-au pierdut, trebuie să ceară un alt card, bine, de la 1 mai când vor fi valabile. Le-au blocat în ce? Probabil că au încercat să-și pună un cod greșit, nu știu ce s-a întâmplat, oricum sunt blocate. Da, există o problemă. Acest e-card, acest sistem informatic pe baza căruia noi activăm aceste carduri, a funcționat foarte prost. Și la început, în dorința de a activa carduri, am încercat să activăm aceste carduri, să le schimbăm pinurile și la un moment dat unele dintre ele într-adevăr apar în sistem ca fiind inactive sau unele dintre ele, pe unele dintre ele primești un mesaj că sunt într-adevăr blocate. Eu am discutat cu cei de la care îmi administrează mie programul de cabinet pe care îl am și mi-a explicat că este o problemă tehnică de acest soft și care se va putea rezolva. Într-adevăr, de la casă îți trebuie un nou PIN dacă vrei să-i faci resetare de PIN. Atunci dai mesaj către casă și casa îți transmite un nou PIN pe care tu să-l introduci. Deci cardurile care sunt blocate se pot debloca. Se pot debloca toate. Fără a mai fi nevoiți cei care le-au blocat să plătească 10 lei pentru un alt card. Nu, de ce să le schimbe cardul? Nu le schimbă cardul, se schimbă numai PIN-ul. Se schimbă numai PIN-ul. Cei care însă le-au pierdut până acum, cei care le-au pierdut trebuie să ceară altele. Și acelea se vor plăti. Și acelea se vor plăti, da. Este vorba despre o taxă de 10 lei care va fi plătită către casa de asigurări. Da. Cum merge această perioadă de probă? Știu că se tot testează sistemul. Păi deocamdată nu merge de niciun fel. Deocamdată nu facem decât să deschidem, să introducem PIN-ul pe care pacientul și-l dorește. Așa, și după aceea încercăm să vedem dacă cu acest card se poate deschide sistemul, pentru că în momentul în care introduci cardul în cititor și introduci codul, pacientul și introduce codul, atunci se deschide pe CID, este un număr mai mare decât codul lui numeric personal și ăsta este semnul că acest card funcționează. Cardurile acestea, înțeleg că de la 1 mai vor fi obligatorii, da, dacă se va menține această dată. Asta înseamnă că un asigurat poate merge cu cardul nu numai la medic, ci și la farmacie. Peste tot. Deci cu acest card pacientul se prezintă peste tot. La policlinică, la farmacie, la recuperare, la urgență, peste tot. El va trebui să fie cu acest card, să-l aibă la el în permanență. Este la fel ca și buletinul. Și va trebui să reintroduc acel cod de fiecare dată. Adică își activează singur cardul. Își introduce codul PIN pe o tastatură pe care medicul o pune la dispoziție și își deschide automat baza lui de date. Foarte multe carduri au fost deja activate. Oamenii au fost curioși să vadă cum funcționează. Înțeleg că și la dumneavoastră au venit cu cardul. Și am activat un număr de... Am acolo un loc pe program unde mă anunță în permanență cât la sută din pacienții pe care am, câte carduri am activat. De asemenea, nu numai cardul poate fi pierdut, nu doar aceasta ar fi o problemă, ci și acea scrisoare care însoțește cardul. Da, acea scrisoare are pe ea o declarație în care pacientul trebuie să accepte inscripționarea în card a bolilor cronice sau cu risc vital pe care le are, a grupei de sânge și a transplantului, că dorește să fie donator de organe. Prima și ultima... Total inutile. Da. Prima pentru că grupa de sânge este determinată în momentul în care pacientul ajunge într-un serviciu de urgență și are nevoie, într-un orice serviciu, nu neapărat de urgență, într-o stare critică și are nevoie de transfuzie, îi se determină grupa și îi se
face compatibilitatea. Iar pentru transplantul de organ trebuie să existe niște acte notariale mult mai solide, așa. O simplă bifă pusă de un medic poate să transforme un om care chiar nu dorește să fie donator de organe într-un donator de organe. Asta e bine de știut și pentru cei care chiar doresc, dar trebuie să știe că au corect. Nevoie și de acte notariale, corect. De o declarație dată la notar. Corect, da. Bun. O altă problemă a fost aceea buzoienilor și nu numai, mulți români au refuzat să primească acest card din diverse considerente religioase și așa mai departe. Ce s-a întâmplat cu acei oameni? S-a ajuns la un consens? Adică vor primi o adeverință pe baza căreia să poată să aibă și acces la servicii medicale. N-am înțeles foarte bine, deși vreau să vă spun că am solicitat un punct de vedere Casei Naționale. Domnul președinte al Casei Naționale ne-a explicat de o adeverință care va fi citită și ea cumva, deci va avea și ea ceva, un cod de bare, o ceva care va fi citită. Deci n-au scăpat de codul de bare. Nu a fost foarte explicit și nici noi n-am cerut foarte multe detalii. Eu mai în glumă, mai în serios, tot spun că biserica ne poate lăsa fără carduri, lucru care i-l-am transmis și domnului președinte. Așa, și fiecare are dreptul să opteze sau să nu opteze. Dar dacă ai telefon mobil în buzunar și ai card de pensie, nu înțeleg de ce nu îți trebuie și cardul de sănătate. Deci tot același chip, tot aceeași poveste este și într-una și în cealaltă. Și nu-mi închipui că toți avem acea cifră în acest card. Care e o prostie până la urmă? Adică, mă rog, nu știu. Știu că și preoți au spus că e chiar o teamă nefondată. E o chestie care a fost indusă. Acum, din experiența proprie, vreau să vă spun că eu am puțin din cei care mi-au zis că nu vor cardul, dar din ăștia puțin pe care i-am, unii și-au reconsiderat atitudinea și s-au dus și și-au ridicat cardurile. Pentru că, până la urmă, nu-ți face nimic cardul rău. Clar, nu te convinge un card să crezi sau să nu crezi în ceva. Nu. Cardul va fi util, el probabil va fi, ca orice lucru, va fi perfectat. Mă așteptam să funcționeze la fel de bine cum a funcționat rețeta electronică. La rețeta electronică chiar nu au fost probleme. Eu am lucrat de la început, de când s-a dat drumul la rețeta electronică, am lucrat pe acest program și nu am avut probleme, dar la card într-adevăr sunt niște probleme, pentru că inițial am crezut că programul meu de cabinet nu este cel mai performant și de aia am probleme. După aceea, discutând cu colegii din toată țara, am aflat că pe toate tipurile de programe pe care noi lucrăm există această problemă. Pentru că acum, dacă revenim și la programul de cabinet, de gestiune de cabinet, acest program informatic pe care noi lucrăm, Casa Națională a plătit niște bani buni și frumoși pentru un program mare care se numește Sistem Informatic Unic Integrat, pe care trebuia să lucreze toată lumea de la vlădică la opincă, adică de la medicul de la familie până la excelența în medicină. Și corect ar fi fost ca acest program să fie făcut cu tot ce trebuie, cu fișa pacientului, cu formularele în format electronic, cu raportările, cu absolut cu tot, și care să înglobeze și în final și dosarul electronic de sănătate. Numai că el a fost conceput, a fost concesionat către diverse firme care au făcut diverse programe de cabinet, programe care la momentul respectiv erau mult mai complexe decât acest SIUI și ușurau foarte mult munca medicilor, și atunci medicii s-au îndreptat către alea și mai puțin către SIUI. Și acum suntem în situația în care aceste programe trebuie făcute compatibile cu sistemul informatic unic integrat, fiecare își culege cam aceleași date, dar fiecare în formatul lui și în forma lui, unele mai complexe, altele mai puțin complexe. Și și tot așa bani dați degeaba de minister, că până la urmă s-a făcut cu totul. Și în final, deci dintr-un sistem informatic unic integrat, care trebuia să fie gratuit oferit de Casa de Asigurări tuturor furnizorilor de servicii,
De fapt, medicii au cumpărat programele respective și plătesc și taxă de întreținere lunară pentru aceste programe, pentru că sistemul informatic unic integrat nu oferă aceste facilități cu fișe, cu date, cu tot ce avem în asta. Păi de ce l-au făcut astfel încât să ofere toate facilitățile? Deci asta este problema. Asta este problema, dar este problema lui Siveco. Clar. Nu e problema noastră. Da, din păcate sunt multe probleme și în activitatea medicului pentru că trebuie să acceadă la tot felul de suport. Probabil anul ăsta va apărea și biletul de trimitere în format electronic, nu vor mai fi acele foițe. Singura problemă care s-a ridicat a fost rețeta de TAB, adică pentru medicamente psihotrope, dar care acea rețetă verde pe care, cum o știu pacienții, care, nu știu din ce rațiuni, nu poate fi tipărită pe hârtie obișnuită, trebuie neapărat pe hârtie aceea verde. Nu vi s-a explicat de ce? Mă rog, fiecare are alte explicații. Da. Mai am o întrebare și tot vorbeați despre trimitere. Spune cineva, dacă voi avea card activat, mai am nevoie de bilet de trimitere? Corect. Cardul nu face decât de să deschidă sistemul. Atât și nimic mai mult. A, deci are nevoie în continuare și de bilet de trimitere. Cardul și numai de tot deschide sistemul. Atât face. Deci în momentul când te prezinți la un medic, dacă nu ai card și nu ești urgență, medicul respectiv nu îți poate oferi niciun fel de serviciu. Te duci la farmacie și nu ai card, nu îți poate elibera rețeta. Deci tu trebuie să ai cardul la tine în permanență. Cardul este ca și al doilea buletin. Sau adeverință. Atât. În cazul celor care... Ceea ce întreabă doamna este ceea ce vă povesteam eu acum mai înainte puțin despre sistemul informatic unic integrat. Normal era că în momentul în care a fost scoasă pe piață rețeta electronică, în acest sistem informatic unic integrat, eu să trimit rețeta către în sistem, farmacia o identifică și eliberează pacientului rețeta. Numai că la noi știți că nimic nu poate fi făcut fără să fie făcut și pe hârtie. Și atunci noi trimitem în sistem, farmacia o identifică, dar îi trebuie și o hârtie de la mine ca să rămână undeva tipărită și pusă într-o magazie să o verifice cineva peste nu știu câte mii de ani, pentru că datele în format electronic care rămân în calculator nu sunt suficiente pe legislația și pe capacitatea noastră de înțelegere la momentul ăsta. Asta se întâmplă cam în toate domeniile, din păcate. Da. Sunt mulți care au rămas. Deci normal acolo ar fi ca noi să nu mai tipărim rețeta, să-i dăm pacientului rețeta și ar fi cel mai simplu și util în același timp. Acum, după 1 ianuarie, vreau să vă spun că pacientul va trebui să se prezinte personal cu cardul la medicul de familie. Nu mai există posibilitatea, știți, plec și o mâine la mama, vine sora să-mi ia rețeta sau plec și eu poimine nu știu unde. Nici cardul nici la nu farmacie. Se poate da al cuiva. Teoretic nu se poate da, dar practic se va întâmpla. Cred că și cardurile de bani se dau de la unul la altul. Probabil soțul și împrumută soția sau invers cu cardul. Iar la farmacie, dacă nu ești titularul cardului, trebuie să arăți buletinul și se introduc niște date din buletin, deci eliberarea rețetei se va face pentru cel care nu este titularul cardului cu buletinul. Eu vă mulțumesc. Dar nu știu să vă spun exact dacă este așa. Este discuția pe care am avut-o, v-am spus, la ultima întâlnire pe care am avut-o federația cu președintele Casei Naționale. Oricum înțeleg că nimic nu e bătut în cuie, nu se știe nici dacă această dată va fi respectată. Nu, la momentul ăsta chiar nu știm. A avut loc și o dezbatere publică la care federația nu a participat și nu am participat dintr-un motiv foarte bine întemeiat. Noi ne-am tot dus și am discutat la casă de vreo 3 sau 4 ori și la întâlniri oficiale și la întâlniri mai puțin oficiale, pentru că noi avem dreptul să cerem întâlniri cu conducerea Casei Naționale ori de câte ori considerăm că este necesar în baza legii dialogului social, și am considerat că la aceste dezbateri publice normal ar trebui să participe ceilalți colegi ai noștri care nu au avut posibilitatea să-și spună un punct de vedere. Eu, ca și reprezentant al patronatului sau al Federației Naționale, mă duc și susțin un punct de vedere care rezultă din
ceea ce culeg din toate județele, ceea ce culeg de la colegii mei și atunci mă duc și exprim un punct de vedere. Dar la aceste dezbateri publice, colegii pot merge și pot susține fiecare punctul lor de vedere. Și vreau să vă spun că acolo în sală au fost foarte mulți medici de familie care nu erau înscriși la niciuna dintre aceste organizații și care au venit și și-au susținut punctele de vedere. Că ele au fost convergente și că au fost în aceeași direcție cu noi. Asta este altă discuție. Dar este corect ca la aceste dezbateri publice să participe ceilalți. Nu să ne ducem tot noi liderii sau, mă rog, conducătorii acestor organizații să susținem tot noi punctul nostru de vedere. E bine să vină și fiecare care? Medic de familie care vrea să-și exprime. Poate un alt patronat din țară are un alt punct de vedere, poate un alt coleg din altă țară, dintr-o localitate are un alt punct de vedere. Un singur lucru vreau să vă spun și cred că este interesant de citit, venind problema cu aceste localități fără medic, am intrat pe net și am dat localități în România fără medic. Vă recomand să citiți această chestie, este foarte interesantă. Sunt localități din țară care nu au medic, unde lumea povestește, ori pacienții, ori populația din zonă, ori primarul, ori un învățător sau cineva din sat povestește despre cum se desfășoară activitatea în localitate, cum se desfășoară asistența sanitară în localitățile respective. Este nemaipomenit de interesant. Vă sfătuiesc să intrați și să citiți. Chiar o să caut și data viitoare aș vrea să vorbim despre acest subiect și să cităm din poate până atunci, într-adevăr, cei de la Casa Națională vor înțelege. Eu chiar m-aș bucura să înțeleagă. Eu am solicitat de fiecare dată în vreo 4 sau 5 întâlniri la rând am solicitat această problemă. Este adevărat că de fiecare dată colegii mei au sărit tu cu punctele tale de lucru, nu eu cu punctele mele de lucru, că nu în fond și la urma urmei viața a dovedit că nu sunt eficiente, că cele mai multe prezentări sunt din aceste zone. Colegii mei din UP întotdeauna mă trag de urechi. Tu cu punctele tale de lucru, nu sunt ale mele, frate, sunt ale casei de asigurări, nu ale mele. Dar nu numai astea. Faptul că sunt localități în care oamenii, într-adevăr, nu au program constant de asistență sanitară, măcar alea 35 de ore pe săptămână. Ar trebui să se îmbolnăvească sau să aibă... Ar fi multe de discutat. Ar fi de discutat și despre continuitatea în medicina de familie, respectiv acele centre de permanență care la Buzău iarăși au un specific așa mai aparte. În loc să se asocieze comunele învecinate ca populația să migreze către un centru așa, ei s-au asociat așa după niște criterii foarte alambicate și unul dintr-o margine de județ are punct de lucru, are centru de permanență în centrul județului, adică sunt niște chestii care nu sunt firești și nefiind firești nu pot să aducă populația către centrele astea. Faptul că cei din Consiliul Județean nu s-au implicat cu nimic în dotarea acestor puncte, acestor centre de permanență, pentru că dacă el ar avea o minimă dotare acolo, s-ar putea chiar asigura asistență sanitară de o calitate suficientă. Dar... Da, vom vorbi, sunt multe de spus. Sunt foarte multe. Eu vă mulțumesc mult că ați venit în această seară și succes. Îmi pare bine că sunteți optimistă. Sper să aud că s-au rezolvat toate solicitările. Da. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit în această seară. În câteva clipe urmează colegul meu Auraș Tereacă. Eu vă doresc o seară bună. La revedere!